A opta ediție a evenimentului Ora Pământului va fi organizată sâmbătă 19 martie în municipiul Roman. Rămașcanii sunt invitați să stingă luminile pe 19 martie la ora locală 20:30, alături de alte mii de orașe din peste 160 de țări. Cu câteva zile înainte de Ora Pământului, 42 de orașe din țară au anunțat deja participarea la evenimentul global prin stingerea simbolică a luminilor și evenimentele dedicate. Organizatorul campaniei încurajează indivizi și organizații, companii, instituții publice și centre culturale din toată țara să stingă lumina timp de o oră pe 19 martie la ora locală 20:30. Romanul se va alătura astfel altor peste 7.000 de orașe din mai mult de 160 de țări pentru a arăta că dorește mai multă determinare și acțiuni concrete din partea decidenților în adresarea problemelor din ce în ce mai acute de mediu. Municipalitățile care au confirmat participarea în mod oficial până la data de 8 martie sunt Aiud, Adjud, Alexandria, Arad, Avrig, Bacău, Baia Mare, Băile-Tușnad, Bistrița, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Calafat, Călan, Călăraș, Cluj-Napoca, Focșani, Giurgiu, Horezu, Hunedoara, Iași, Mediaș, Miercurea Ciuc, Mizil, Moinești, Oradea, Panciu, Piatra Neamț, Pitești, Ploiești, Reșița, Roman, Roșii, Orii-de-Vede, Satu Mare, Sighișoara, Slobozia, Târgoviște, Timișoara, Tulcea, Turda și Vaslui. Anul trecut la Roman, pe 28 martie, în cadrul campaniei Ora Pământului, timp de o oră a fost întrerupt iluminatul public pe un sector din bulevardul Roman-Mușat, a avut loc un marș al candelelor în centrul orașului, a fost întrerupt iluminatul ornamental la obiectivele municipale, iar elevi de la școli și asociații sportive din Roman au organizat diverse manifestări în centrul municipiului. Anul acesta, mesajul pentru comunitatea Earth Hour din România este în continuare: dăruiește naturii din energia ta.